Astrologia au vești bune pentru unele zodii, pe care intuiția lor extraordinară le salvează din situații disperate. În schimb, nativii altor zodii riscă să aibă conflicte cu persoanele apropiate. Berbecii pot avea nelămuriri în privința unui plan făcut cu partenerul de cuplu. Cel mai bine este să găsiți o cale de mijloc astfel încât să evitați tensiunile în relație. Nativitauri vor lucra la un aspect foarte important din viața lor. Poate fi vorba despre un proiect în care este implicată și familia. Racii sunt glumeți și își doresc să pună în practică o idee, dar trebuie să se gândească și la eventualele pierderi. Le intră în contact cu cineva din familie care îi poate ajuta să rezolve o problemă dacă discută liber despre ceea ce îi deranjează. Pentru Fecioare este momentul să facă ceva diferit. Poate o excursie sau un drum scurt undeva în oraș să vă ajute să vă relaxați. Balanțele pot simți o lipsă de claritate în carieră și au dificultăți în comunicarea cu oamenii din jur. Scorpionii au oportunitatea de a-și revalua re o decizie luată deja. Indicat ar fi să nu vă grăbiți și să vă ascultați intuiția. Săgetătorii se confruntă cu o intuiție puternică și înțeleg niște lucruri la nivel profund, dar poate avea dificultăți în ceea ce privește studiul. Capricornii au capacitatea de a fi receptiv la nevoile și emoțiile celor din jur, dar se pot feri să-și exprime sentimentele. Vărsătorii pun accent pe sănătate și sunt preocupați de relațiile cu cei din jur, mai ales cu rudele. Pe nativii pești, imaginația creativă îi ajută în realizarea unor planuri viitoare, iar ceea ce spun va avea impact asupra lor. Relatează observatornews.ro